Petru și Pavel sunt prăznuiți împreună, deși au trăit vieți foarte diferite. Amândoi au devenit apostoli și stâlpi ai bisericii și au murit ca martiri ai credinței creștine din porunca împăratului Nero. Petru a murit în anul 64, răstignit cu capul în jos, și Pavel decapitat în anul 67, iar moaștele lor, potrivit sinaxarului, au fost puse împreună. În vremea aceea, venind Iisus în părțile Cezarei lui Filip, îl întrebau, ucenicii săi zicând, cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Iar ei au răspuns, unii spun că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre proroci. Atunci Iisus le-a zis, dar voi cine ziceți că sunt eu? Răspunzând, Simon Petru a zis, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Iar Iisus răspunzând i-a zis, fericit ești, Simone, Fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit ție acestea, ci Tatăl meu cel din ceruri. Și eu îți zic ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui și îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în Apostol Petru, fiul lui Iona și fratele apostolului Andrei, s-a născut în Betsaida Galilei. Numele său iudeu era Simon, însă Hristos îl va numi Chifa, care înseamnă piatră. După o pescuire minunată pe lacul Genizaret, este chemat să devină pescar de oameni. Mărturisește în numele apostolilor dumnezeirea lui Hristos, dar se și leapădă de Hristos când el este prins spre a fi răstignit. Sfântul apostol Petru a propovăduit în Ierusalim, Iudeea, Samaria, Asia Mică, până în Babilon și în ultima parte a vieții, la Roma. Sfântul apostol Pavel era originar din Tarsul Ciliciei din neamul Veniamin și a fost elevul învățatului Gamaliel. Luptând împotriva creștinilor, Sfântul apostol Pavel a participat la uciderea arhidiaconului Ștefan. Sfântul apostol Pavel a pornit în trei mari călătorii misionare și a scris 14 epistole care se găsesc în Sfânta Scriptură. A fost decapitat din porunca împăratului Neron anul 67, în ziua de 29 iunie.